v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cultura în Imagini. Astăzi avem alături de noi un om deosebit care a fost numit chiar de presa locală omul legendă al meleagurilor gorjenești. Desigur, sunt convinsă că dumnealui o să spună că această sintagmă este una exagerată, dar având în vedere cariera pe care o are în spate, cu siguranță această sintagmă îi se potrivește de minune. Alături de mine se află domnul Viorel Gârbaciu, fostul director al Școlii Populare de Artă Târgu Jiu. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat să stați astăzi de vorbă cu noi. Cu tot dragul! Aș vrea să începem, dumneavoastră aveți o carieră extraordinară, însă cele 30 de minute alocate emisiunii noastre nu ne permit să ne lungim atât de mult și să discutăm. Am mai stat de vorbă cu dumneavoastră și în diferite ocazii despre realizările pe care le-ați avut atât pe plan artistic, dar și ca scriitor. Avem aici chiar ultimul volum al dumneavoastră, Lumea copilăriei. Aș vrea să-mi povestiți câte puțin ce v-a inspirat să-l scrieți și de ce nu să discutăm despre anii care au curs și în care ați ales să vă așterneți pe hârtie toate gândurile frumoase. Mai întâi de toate, totul a pornit de la cea mai frumoasă experiență pe care profesional am trăit-o, aceea de a lucra cu copiii. Toată viața mi-a plăcut să lucrez cu și pentru copii, și la Palatul Copiilor și ulterior la Direcția pentru Cultură sau la Școala Populară de Artă. Copilăria este o lume fabuloasă și cu care, a zice, m-am preocupat, ținându-mă de o butadă a lui Constantin Brâncuș cel Mare, că nu mai suntem copii, am murit de mult. Dumneavoastră, moartea nu e un lucru care să mă intereseze foarte tare, deși mă gândesc mereu la acest ultim prag al existenței umane, dar cu adevărat mă atrage din ce în ce mai mult lumea copilăriei. Am lucrat cu copii foarte mult, literatură, muzică, teatru. Și vă ajută totodată acest contact să vă simțiți sufletește veșnic tânăr. Sigur că da, și într-un fel prietenii mei care mă cunoșteau și care mi-au mai scris câteva cuvinte de întâmpinare, critici, asta spuneau, că ferice de Gârbaciu că mai poate încă să se bucure de starea aceasta a vârstei de aur. Îmi spuneați la un moment dat că ați început să vă dezvoltați sau chiar să scrieți poezii atunci când ați devenit tată. Da, da. V-a dezvoltat sigur, acest instinct patern? Pentru mei, sigur că da. Dovadă stau, asta este a 11-a cărțulie a mea, literatură pentru copii, dar și poezie serioasă și epigramă. Într-un fel, a zice că de aici a pornit totul, de la apariția pruncilor mei, pentru că
am vrut să îi fac să constate mai încolo și au început deja sunt la vârsta când nu mai sunt copii, să ce constate ce am simțit eu părinte. Și prin pana mea ce au simțit ei la vârsta copilăriei, astfel încât poemele pentru copii sunt pline chiar de aceste două personaje, Iani și Costin, băieții mei. Și apoi a intervenit și o altă constanță în abordarea tematicii, anume aceea a copilăriei din țara lui Brâncuș, cum îi zic eu, cu dragoste Gorjului. Ați încercat să... Sigur că da. Cumulați cele două sentimente, dragostea de tată, să zic așa, cât și dragostea pentru valorile pe care ni le-a oferit Gorjul. Sigur că da, am prostul obicei să nu fiu... Să nu mă număr printre cei care strâmbă superior când aud cuvântul patrie sau cuvântul gol sau cuvântul Brâncuș sau cuvântul Eminescu, cuvântul Mihai cel Mare și așa mai departe. Pentru că vorbeam acum și despre aceste valori ale județului Gorj și dumneavoastră ați trăit în acest mediu cultural an la rând, aș vrea să vă întreb dacă... Este Brâncuș promovat așa cum ar trebui sau, de fapt, este o întrebare care se pune tot timpul, a devenit ca un clișeu. Însă, întrebarea de fapt ar fi ce am putea să facem din punct de vedere cultural astfel încât Brâncuș să ajungă acolo unde se cuvine. E foarte greu. E foarte greu pentru că dimensiunea acestui mare artist al lumii, nu doar al țării, nu doar al Gorjului, este atât de uriașe încât pentru noi, simpli muritori, simpli trăitori în Gorj, fie din postura de oficialități administrative sau culturale, fie din prisma oamenilor obișnuiți, ne este aproape interzis să putem să punem în valoare așa cum ar trebui cu adevărat moștenirea fabuloasă pe care ne-a lăsat-o artistul nouă gorjenilor și firește lumii întregi. Așa că recunosc cu sinceritate, incluzându-mă, dar incluzându-i și pe cei care s-au perindat, oamenii de stat ai Gorjului, am făcut foarte puțin cu toții pentru a merita altceva decât cuvintele pe care cu dezgust și cu a zice supărare le-a spus în momentul în care a părăsit după ceartă strașnică Târgu Jiul Brâncuș al nostru. E acea celebră vorbă, când am plecat, v-am lăsat săraci și... Da, și când... Și când am revenit, v-am găsit și mai. Exact. Da. Asta e. Aș vrea să revenim puțin la activitatea dumneavoastră.
pe care ați desfășurat-o în cadrul Școlii Populare de Artă din Târgu Jiu. Este una fructuoasă. Este, pentru că, și spun este, pentru că ceea ce ați realizat dumneavoastră mai există și astăzi. Mă refer și la grupurile folclorice pe care le-ați realizat și la Teatrul de Păpuși care a fost realizat sau, mă rog, s-a dezvoltat tot sub îndrumarea dumneavoastră. Spuneți-mi... Toate trei au fost, pentru că e și cealaltă latura. Pentru prima oară în istoria Gorjului am organizat stagiunile permanente ale Lirei Gorjului. Și toate trei s-au petrecut. Și grupul Măriile Gorjului, dacă nu mă înșel, de dumneavoastră este în ființă. Măriile Gorjului și ansamblul Marială Tărețu, ăsta e poate printre cele mai importante, toate le-am înființat la câteva luni după ce am fost numit la conducerea Școlii Populare de Artă, deci în anul 2005. Iată, de atunci sunt până la această oră, deși eu am plecat de mai bine de 3 ani la pensie. Prezența dumneavoastră sunt sigură că va fi acolo tot timpul, se va resimți în tot ceea ce fac artiștii, cel puțin generația care încă se mai află, cele care vor veni după poate că vor uita. Însă sunt convinsă și că omenește să fie așa. Sunt convinsă că vor exista oameni care vor iubi cultura, care vor iubi domeniul artistic și care vor ști să aducă aminte de oamenii care și-au spus cuvântul și care au știut să-și lase amprenta, inclusiv acolo, în acest domeniu. Da, și nu știi, un filozof bulgar spunea o vorbă de o simplitate uluitoare, dar și de o nădâncimă la fel. Ce mai contează cine? Important e că lucrurile s-au făcut, s-au rostuit, iar faptul că nu se mai știe cine a pornit, cine le-a pornit, nici nu mai contează. Important e că iată s-au făcut și iată, mulțumesc lui Dumnezeu, încă există. Aș vrea să-mi spuneți câteva cuvinte și despre ansamblul Marială Tărețu și despre Măriile Gorjului. Cum v-a venit ideea să le realizați și cât de grea a fost munca pentru ca aceste ansambluri să devină cunoscute și să aibă oamenii talentați în cadrul lor? Din punctul meu de vedere a fost foarte simplu și foarte ușor. Pentru că în momentul în care am venit la Școala Populară de Artă, deși am mai avut și înainte legături, dar de-abia atunci când am stat și am cunoscut toți oamenii din colectivul școlii, am realizat ce oameni extraordinari am ca și colegi. Și atunci am zis că trebuie făcut, pentru că, într-un fel, ei erau, acești oameni, erau profesorii profesioniștilor. Foștii profesori ai profesioniștilor din diversele laturi culturale ale Gorjului. Și atunci am zis, domnule, hai să facem, să arătăm lumii ce fac omenașii ăștia aici. Și am găsit, din fericire, am găsit un nume care s-a dovedit a fi pur și simplu excepțional și îmbrățeșat ca atare de toată lumea bună, Marială Tărețu. Iar în privința Măriilor Gorjului,
Gurgiul a avut multe mării de renume. De renume, firește. Maria Lătărețu, Maria Tănase, care tot gorjeancă, a fost după mama. Și iată, Maria Apostol și... Și atunci ca un... A zice, ca o... Reuniune a măriilor celebre. Exact. Elevele noastre și dăscălițele, dar elevele de canto, dar elevele noastre de la canto, muzică populară, foarte multe. E secțiunea cea mai populată a activității didactice. Se face o selecție importantă la intrarea în acest ansamblu. Nu în acest ansamblu, ca elev al școlii, și atunci văzând ce valori sunt, le-am zis măriile Gorjului. Ei, și imaginează-ți că în momentul în care pe scenă din ambele intrări. Irump în scenă 30, 40, 50, 60 de mării. De mării, de fetițe și de femei de toate în toată firea. Impresia este extraordinară, mai ales că prestația artistică este la fel de extraordinară. Și atunci a fost foarte fain. Nu spun că multă vreme am avut și o variantă bărbătească. De la Măriile Gorjului? De la Măriile Gorjului am făcut și grupul bărbătesc ca la Gorj. Și ce s-a întâmplat cu acesta? Hey. Sau bărbații sunt puțin mai dezinteresați de partea mai, artistică și atunci... Nu mai dezinteresați, dar cu mai multe preocupări. Și astfel încât el mai poate oricând reapărea, pentru că majoritatea sunt profesori ai școlii, dar și elevii tineri și chiar bărbați. Cu toate acestea, dintre cursanți, mai există foarte puțini oameni care încearcă să readucă la viață, eu știu, anumite lucruri care au fost în trecut și care aduc un plus valoare județului Gorj. Și aici mă refer inclusiv la reînființarea unor ansambluri sau la crearea lor de la zero. Credeți da. Că există așa un dezinteres pentru cultură? Nu pur cred. Și simplu sunt oameni care obțin o funcție, vor să o păstreze și nu mai contează ce lasă în urmă? Sau există și oameni care încă mai țin cont că pot lăsa un trecut frumos în urma lor? Am spus mereu și cred eu cu deplină îndreptățire că la Gorj folclorul este la el acasă și că n-are nicio șansă să dispară, pentru că, iată, gorjenii chiar iubesc melosul popular și dansul popular și numai dacă mă uit ce? La nunțile la care particip din ce în ce mai rar. Dar în care doamne și domnișoare de o frumusețe tipic gorjenească, dar și îmbrăcate elegant, cu tocuri și, mă rog, cu rochii lungi de seară. Să fie o plăcere și așa, pentru ochi și pentru auz. Exact. Și care țopăie într-o veselie la sârba noastră gorjenească cu o plăcere extraordinară,
Și pe deasupra un alt argument, iată, aproape peste tot locul lăutarilor l-au luat forme din astea mai moderniste, nițel, un DJ care bagă muzică și am zis cu intenție bagă muzică, așa, și de tot felul, și care aduce o economie substanțială pentru buzunarul celor care au nevoie de... buzunarul celor care... Când ați spus că folclorul nu are șanse să dispară, m-am gândit și la faptul că este suficient să știm să păstrăm ceea ce avem, ceea ce a fost deja înființat, grupurile care există, să știm să ne promovăm valorile autentice, și aici mă refer și la muzica lăutărească. Uneori nu este percepută cum ar trebui, însă ea este... Și aici stăm foarte bine. Și aici, dar sunt foarte puțini care au ajuns să fie cunoscuți. Eu zic sau că cel nu. Puțin eu zic că nu la nivel așa. Local. Nu, nu e așa. Nu. Lăutarii Gurjului au făcut mereu fală și cinste Gurjului. Și chiar în străinătate au ajuns. Categoric. Au ajuns de... Dar mai este căutată această muzică? Doi din oamenii excepționali care mi-au deschis și mie orizontul în privința asta și cu care am colaborat mereu, maestrul Grigore Leșe și doamna Speranța Rădulescu, considerat pe cel mai important etnomuzicolog al țării la ora asta, mai ales pentru specialiștii din străinătate. Lăutarii noștri au fost nelipsiți de la toate manifestările lor organizate de cei doi, festivaluri excepționale la Suceava, în Maramureș, la Săpânța, la drumurile lui Leșe, la Sibiu, la Muzeul Astra, la Muzeul Național al Țăranului Român din București, festivaluri de mare prestigiu, au fost nelipsiți și ai noștri. Am bucuria să fi reușit în colaborare cu oamenii ăștia excepționali să aduc Gurjului pentru vecie 5 CD-uri de muzică populară a Gurjului, însă nu modernizată, autentică, așa cum era. Autentică de la mama ei, așa cum sunau tarafurile care au făcut cunoscut Gurjul și apreciat Gurjul în București anilor 30, când în jurul Gării de Nord erau cântau numai tarafuri gurjenești, aduse de Constantin Brăiloiu, cel mai important etnomuzicolog și creatorul acestei discipline la noi în România. Ei bine, și pe deasupra aș putea să spun că aceste CD-uri vor umple un gol cumplit, pentru că prin tradiție toată lumea vorbește de mari lăutari de altă dată, vorbește, dar nu îi ascultă, n-au de unde să-i audă, au pierit odată cu cântecul lor.
Din acest motiv vă și spuneam și din acest motiv, aceste CD-uri vor rămâne ca o moștenire a muzicii și a rămân pe veșie și oamenii ăștia pur și simplu au fost entuziasmați de lucrul acesta. Asta ar fi. Dar rămăsese să mai spun un lucru, că iată, încă o constanță a folclorului gorjenesc. Lăutarii noștri, în mare majoritate romi, da? Acum au venit și conaționali de-ai noștri, dar în mare majoritate romi n-au făcut pasul de la muzica populară pe care o cântau în secolul trecut și în celălalt, ci pur și simplu au rămas fideli folclorului gorjenesc. N-au cântat cântece de mahala, n-au cântat folclor urban, cum se zice. Presupun că munca lor este mai de apreciat, mai cu seamă păi că ei nu au nici studii sigur că în domeniu, da. Talentul fiind născut. Categoric, dar vreau să spun că pur și simplu ei au dus și au perfecționat, dar în primul rând au salvat de la uitare, așa, și au perfecționat cântecul popular din Gorj, spre deosebire de alte județe din țară. Bucuria mea e mare în sensul ăsta, pentru că măcar pentru câțiva ani, din momentul în care am făcut și ansamblul Maria Lătărețu, dar și programul de reabilitare a tarafurilor tradiționale, unde a fost 11 tarafuri susținute de Școala Populară de Artă și care au mers peste tot la festivalul de profil, astfel încât s-a vorbit măcar în anii aceia, pentru că după plecarea mea nu s-a mai găsit fonduri pentru a păstra financiar oamenii aceștia pe lângă instituție. Deci mi-am pierdut puțin firul, te rog să mă iert. Nu-i problemă. Oricum, pentru că timpul nu ne mai permite, aș vrea să vă întreb spre finalul acestei emisiuni, avem doar 30 de minute, așa cum v-am spus, care considerați că este cea mai mare realizare a dumneavoastră în ceea ce privește cariera pe care ați avut-o de-a lungul timpului în domeniul artistic? Draga mea, toate mi-au fost dragi și îmi sunt dragi. N-aș putea să aleg. Știi că este expresia aceea pentru oamenii din cultură, nu zic de cultură, așa, anume că toți mi-s dragi, că toți sunt copiii mei. Așa și aceste lucruri. Să știți că înțeleg foarte bine ce îmi spuneți, pentru că așa spunem și noi despre site-ul nostru de cultură www.cultcratimaura.ro, că este copilul nostru pe care încercăm să-l creștem. În mai o să împlinim un an. Și-l creșteți frumos, dragii mei, și nu spun lucrurile astea de circumstanță. E foarte bine, pentru că faceți un mare serviciu comunitar prin asta.
Vă mulțumim foarte mult pentru apreciere. Vă mulțumim de asemenea că ne-ați primit în casa dumneavoastră, că ne-ați fost gazdă în această bibliotecă. Văd că aveți aici o colecție impresionantă de cărți, CD-uri. Și vă așteptăm și cu altă ocazie să ne fiți alături și să ne povestiți despre cariera dumneavoastră cu tot și despre dragul. Ce mai este cu necesar în județul Gorj. Oricând, cu plăcere. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați, duminică seara de la ora 22 să accesați rubrica Cultura în Imagini, pentru că acolo veți putea viziona emisiunea noastră. Până data viitoare, toate cele bune!